Joi 3 martie 2022 mă aflu în localitatea Coslegi din județul Prahova, în crescătoria unui tânăr crescător, foarte serios, ambițios și pasionat. Este vorba despre domnul Stoica Leonard, pe care îl salut. Vă salut și eu. Salut, Leo, ce faci, Leo? Uite aici, printre porumbei. Te-am găsit printre porumbei, nu? Păi, în extra unde mai bine decât printre porumbei? Știu că ești foarte pasionat. Da, pasiunea e de mic. Cum e? De când? Prima dată când ai început cu porumbei? Din copilărie, bănesc, nu? 13 ani, așa, a venit cumnatul meu la sora mea, așa. Mi-a adus porumbei și de atunci s-a legat microbul, da. Și ai avut constantă toată perioada asta porumbei? Sau da, dar spuram, și... nu știam noi cum e cu porumbei, cu tratamente, cu... Și așa mai serios, când ai început cu ei? Păi de prin 2019, când am făcut... Când a, am relativ făcut recent, deci. Da. Și am făcut cotețul nou. Da. Și au început și rezultatele pe club. Știu că ai început mulțumitor să ai pentru mine. Rezultate bune. De, mulțumitor pentru mine. Categorii preferate fondul maraton, nu? Nu, am jucat viteză de mii, fond general și fond general. Și am zis dacă am ajuns unde am ajuns cu viteza de mii fond, din lipsă de timp, am zis să trecem la fond. Și care, maraton. Cum se pare diferența? E mai greu la fond, maraton? Să vă spun, am avut mentorul meu, domnul Pop Marian, pe care îl stimez, a zis că să trecem și la altceva, la maraton, la fond. Și mi-a dat dânsul 3 porumbei, din ei am mulțit. Rezultatele la început au fost mai puțin bune, dar i-am combinat, s-a explicat și cum e cu fondul maratonul, cu motivarea? E greu, e mult mai greu ca la viteză, da. E mult mai greu. Atât că trebuie să ai porumbe de calitate, nu? Să ai porumbe de calitate. Diferența face pasărea, nu? Mai mare. Da. Și rezultatele sperăm să vină, și în continuare. Și mai bune, că și mai bune. Deja tu ai obținut. Anul ăsta iarăși nu avem ce să facem, că am avut un lot mic acum un an. Cu cât ai zburat? Păi am avut 16 porumbei, 18 porumbei pentru fond și am avut încă vreo 10 care am jucat pe Bulgaria. După vreo 3 etape i-am mutat pe Ucraina. Ah. Înțelegeți? Da. Jucam văduvia viteza, pe ceilalți la natural și... Era greu. Era obustor. Nu, era obustor. Era greu. Și am zis să renunțăm. Înțeles. Și am trecut dincolo la fond. Hai să filmăm și puțin femelele tale, o parte dintre ele, da? Astea sunt femelele de zbor, o parte dintre ele, da? Da, sunt toate. Toate femelele de zbor? Da, astea sunt toate femelele de zbor. Câte aici? 20. 20 de bucăți. Și mai tinere și mai bătrâne? 4 la 2-3 ani și restul sunt numai iarnici. Păi am 30 de iarnici, am 10 maturi și 30 de iarnici anul ăsta. Bravo, o să fie mai greu și anul ăsta. O să fie, de ce? Păi, vă dați seama că da. Iarnici, tinerii sunt... Dar cum e, Leo? Se pierd mult porumbei la tine aici, la fond maraton? Eu am avut anul ăsta noroc, am pierdut foarte puțin. Da. Spre noroc când am avut porumbei maturi. Ai zburat cu porumbei maturi, nu? Da. Și iarnici am pierdut 3 din 7. Și nu erau mișcați decât ca și pui, puțin, nu? Nu, pe toți care i-am oprit, îi zburasem la pui. Deci am oprit doar pui cu norme la pui. Deci pui cu norme. Iar nici doar cu norme la pui, da. Deci îi selectez de toamnă, să zic așa. În toamnă zboară toți pui. Da. Și nu-i doar... Și sunt elocvente zborurile cu pui de toamnă, sunt, nu? Adică ce nu ține bine nimeni, nu? Deci părerele sunt diferite. Da. Eu așa selectez, fiindcă am spațiul restrâns și nu pot să-i bag în iarnă netestați. Da, corect. Cu totuși, și totuși că am acum, mai am vreo 4 sau 5 care sunt netestați, mici. Dar... Păi lăsă mai ușor pentru la anul, da. Măcar să facem o țară cu ei cu un fond, da. Pe care îi lăsăm. Sunt mulți, 4 sau 5 care nu au venit la acolo. Serios? Da. Și merg că acum îi angajezi? Nu, da. Îi bași, nu? Deci măcar un caplan și un caplan. În țară la 350 și un fond. Pe care eu presc pentru la anul. Bine, o să vedem acum cu războiul ăsta din Ucraina. Nu se știe cum o să nu, e lucrurile. Sigur terminat. Este, nu? Sigur. Va trebui să schimbi ruta de zbor, să schimbați ruta de zbor, bănuiesc. Trecem pe Polonia, că te-am auzit. O să fie, ai zburat pe Polonia? Ai zburat pe Polonia vreodată? Când eram puștan. Nu.
Am filmat aici și pe campiona ta. Nu e aici. Nu e în aroasa? Nu e. Da, aia care mi-o spune aici. Mai devreme. Uite asta la... Albastra asta? Asta albastra, da. Punele albastra mai. E 25 cu un Prahova. Da. A jucat, are în urmă pui, în urmă yarling, as la maturi și are 3 pe, și pe most și are și 4 fonduri dincolo pe Ucraina. Uh-huh. Cu o înghiță constantă, ambițioasă. Da, da, da. Te-ai reprodus de femeul ceva? Femeul acesta are 4 fonduri. Cum unii asta? Nu mă zis sau 92 mă. Pe Prahova. Ce talii prefer la ei, la porumbei? Medie, nu? Bine, întotdeauna mi-a plăcut porumbei mari, dar văd că cei medii, s-au pretat mai bine. Da. Arată bine. Nu e imperecheat încă, am înțeles că e zona natural, nu? Nu. O să-i las până pe 15 martie, chiar dacă s-a mai luat între ele, da. Și masculii între ei, dar dacă îi împerechez... Le dispare pofta de... De... Super. O să mergem acum și în următorul compartiment, dacă ești amabil. Da. Mergem la masculii de zbor. De zbor, sigur că da.